Tam, tararam, pam. Calculus tot timpul cu coșa. Nume. Tocaci. Adrian. Mă rog, pe lotul 9. Invers, Bucur. Prenume. Ernest Francis. Locul și data nașterii. Petroșani. Slobozia. 28 februarie 1981. Pe la prânz. 24 a 12 a 76. Zodia. Capricorn. Pești. Porecla. Crocodil. Pit. Piti. Puri. Păi, explică. Păi pit de la pitic. Nu știu cum a ieșit vorba că mâncam pietre în liceu. Puri. A, da, când eram copil mi se zicea pusi. Când ai fost prima oară pe sticlă? Acum 3 ani jumate, introdus de colega mea Cristina Țopescu, mulțumesc. La voi, cu preselecția pentru Big Brother. Salutați-vă între voi. Unde ești? Aici ești. Salut, să trăiești bine. What's up? Ce părere ai despre Adi? Despre om? E ok, îmi place de el. Strict profesional. Ce părere ai despre Ernest? Place cum a evoluat, nu? De la Big Brother ăla nesuferitul. A ajuns un băiat de la... Cotă la paritate cu Ianțu și, nu? Ce emisiuni prezentați? Trădați în dragoste. Știrile de principale și Capital TV. Ce vreați să vă faceți când erați mici? Cioban. Scafandru. Acum ciobanii văd că sunt... Nu, în fine, nu mai comentez. Știți cu toții. Și v-a ieșit? Nu, n-am ieșit. Am ajuns prezentator TV. Don't I look like a Halle Berry poster? Melodia preferată. Ia cântați. Plac foarte mult Paraziții. Dacă vrei, spune o poezie. Dacă eram ereditar, munceam la CNA și mă sinucideam cu ritual pe piesa asta. Spune-mi, dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș săruta talpa piciorului, nu așa ca ai să șchiopătezi puțin după aceea de teamă să nu-mi strivești sărutul? Nu-mi place ce faci acum. Bravo, aplauze. Mulțumesc. Ultimul film văzut. Orele? The Hours? Ultima carte citită. Lumina de August, William Faulkner. Te-am dat pe spate, nu? E bună. Hai și încă o dată, aplauze, bravo, aplauze. Aveți modele în viață? Da. Nu pot să zic că am un model așa ca un personaj dintr-un film. Nu-l spun. Se cheamă Tyler Durden, dacă ai văzut Fight Club. Tu l-ai văzut, mă? De ce vrea CNA-ul să interzică emisiunea lui Ernest? Nu știu, domnița Ralu, e invidios. De fapt, chiar nu știu de ce vrea să ne interzică. Așa îi se spune în termen, nu? Cea mai tare bâlbă dată. Focus, în loc de focus. Chiar nu țin minte lucrurile astea. Am dat o grămadă, oricum. Ce părere aveți despre Mircea Radu? Băi, bun. Next question. Andreea Marin. Pată bună. Next question. Mihaela Rădulescu. Oh, e bună. Ah, e ok. Dan Negru. Nu-mi place ce faci acum. Ciao. Andreea Esca. Roboțelul. Colega, hai. Și Cristina Țopăiescu. O doamnă. E ok. Ce este televiziunea? Un drog. De aceea prefer cărțile, nu? O mare iluzie. Ce hobby-uri aveți? Călărit. Probabil. Îmi place foarte mult să călătoresc și îmi place foarte mult să conduc. Ați fost de întâi mai la mare? Nu, n-am fost de întâi mai la mare. Nu. Alegeți între Ceau Darwin sau Dan Diaconescu direct? Dan Diaconescu direct. Capital TV, duminica la 6:30. Big Brother sau Valea Ispitelor? Surprize. Come on, man. Vrei să mă dea ăștia afară? Big Brother. Din dragoste sau trădați în dragoste? Trădați, sigur, în dragoste. Normal că trădați, cum adică? Știrile Pro TV sau Obositorul? Focus de la Prima și Știrile Realității. Mai mult la Obositor, pentru că ea e perfect și el la două replici mai dă o bușită. Teo sau Cristian Andrei? Teo. Iartă-mă sau stupize? Monica. Niciuna. Unde plecați în vacanță? Fac îndor de o Grecie mică, nu știu, Atena, Creta, Rodos, pe acolo. Nu? O să merg la mare, Doamne ajută. Cu ce echipe de fotbal țineți? Cu România. Când joacă băieții naționala, sunt cu ei. Rapidu. Bagă un țipăt. Nu pot, mă, sunt om serios. Te-am speriat? Nu știu. Hai, Rapidu! Trage o strâmbătură. Cum te vezi peste 10 ani? Moderator la un post de televiziune din România. Mă văd undeva în Jamaica sau în Bahamas, stolonit la soare, pe o plajă unde următorul turist e undeva la 50 de kilometri. Poți să te ating? Du-te-mă. Ce limbi străine știi? Cu exemple. Leck meinen Arsch. Asta e cam cea mai tare înjurătură de la nemți. My name is Adrian. Cultură genială. Războiul de independență a avut loc în... 1918. Mai jos. 1875. Mai sus. 76. Un pic mai sus. 77. 77, nu? Las-o așa. Cel mai mare lac din lume este... Fii băiat deștept, suflă. Este marea casă. Caspica. Salutări pentru bebelușe. O, blonda de la voi. Blonda de la drept, mai ceva. Bebelușele, sunt ok. Salutări pentru cârcotași. Bă, să trăiți, mai dați-ne din când în când, băgați-ne în seamă. Mulțumim. Ma, bravo! Frate, la ce de lume aici, la clădirea asta mare. Haideți să vedem despre ce este vorba. Probabil că se și mănâncă, se și bea și fete, haideți.
nu te supăra, nu te supăra. Știi cumva firma Hold His Hands în une? Nu. Nu? Stai că-mi fir de păr. Ah, era Alunița, i-am smus firul de la Alunița. Pa! Vino un pic, vino un pic, nu, vino un pic. Știi că Gherida este ofticoată pe tine? De ce, că am botul mai mare ca ea? Ce ai? E urât să zic așa? Cum ai zis? Buzele. E bine? Spune-mi, bună, te rog, bună. Dacă cineva ți-ar face o ofertă de detașare umbretoasă, ai accepta? Detașare umbretoasă? Da. Ăsta e un termen specific lui dezbrăcatul. Da, da, da. Nu știu ce aș face, nu știu. Nu știu. Te simți bine în pielea ta? Da, da, da. Și excelent. Eu. Da. Ce ai vrea să-ți modifici corpului? Nimic. Sânii? Nimic. Buzele? Nu. Nasul? Nu. Tu? Degetele? Tu. Ce vrea să-ți modifici? Mi-aș modifica ceva, dar nu se vede. Să trăiți! Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă ocupați de izolații? Da, da, izolații. Ce se întâmplă? Prietena mea țipă foarte tare. Ce îmi recomandați să pun pe pereți să nu se mai audă? Să-i astupați gura. Cu ce? Cu vată minerală. Ca să aia nu mai țipe. La aia să folosiți dumneavoastră la dumneavoastră acasă. Am o întrebare mai deosebită. Cu ce pensulă pot să dau un clay? Puteți să dați ce? Un clay. Un clay? Alegeți dumneavoastră una de aici. Oricare e bun. Mai nu-i pensul. Da, da, eu sunt și sadic. Salut, una. Bună. Ce faci? Bine, vă tu salut. Ce faci? Bună ziua. Am o rugăminte, dar să mă răspundeți sincer. Cât mi-ați luat pentru un portret? Special nimic. Pentru dumneavoastră, nimic. Da. Sincer, nimic. Bun, mi-l faceți acum? Da, da, imediat. Căldurile. Auziți? Puteți să-mi faceți cu o placă de aia aer, că m-am luat căldurile. Aer, pentru domnul. Ăștia ce sunt? Ochii? Ochelarii. A, ochelarii. Nasul? Nasul, am atât. Gata, mulțumesc. Mulțumesc că după aia răcesc. Atât? Atât, că mai e ceva aici, un accesoriu care nu trebuie. Deja te-ai răzbunat pe mine. Nu m-am răzbunat pe mine. Ce mai mare? Da. Ochii albaștri, pentru că... Am succes, dar... Aha. Și ai succes, așa. Bine, împachetați-mi-l și o să vin să-l iau. Pa, la revedere. Plecați de la balcon să nu cădeți, vă rog mult de tot. Nu mai stați aici, că se poate surpa. Da? Serios. Vedeți, acum dumneavoastră ieșiți pe balcon, să un pic să veniți să dăm noroc. Și gândiți-vă acum că eu sunt în imponderabilitate terestră. Deci eram la nivelul vilei dumneavoastră. Așa. V-ați dori așa ceva? Eu stau la un apartament, cam... Păi și ce, acolo pe balcon demolați pe ăla și îl faceți unul genul ăsta? Nu se poate. Ia, intrați în casă că e curent. Să trăiți. Nu vă supărați, nu la o parte, nu mă puțin. Ține, te rog frumos, microfonul. Ce nu am voie? E umflată roata? Dar n-are pedale. De ce nu mi-ai spus că n-are pedale? Dar cum găsesc la asta? Cum reparu că nu mai merge? Dar de ce nu i-ai spus pedalele invers? Din cauza faptului că vă e frică? Noi le-am pus, așa. Dar atunci proptește asta, că nu mai pot. N-am reușit să o parchez. Unde ești pus? Ah, aici, aici, fierent. Dragii mei, cam ăsta a fost turcul de... Unde vine lumea multă, nu știu ce-l cumpăra, frate, că e omor înăuntru. Am văzut și cu deget în nas pentru șeș, pentru tricou. Vorbim săptămâna viitoare, o să am o surpriză pentru voi. Va. Două avioane F-18 care au decolat de pe un portavion din Golful Persic.
Specialiștii de la B1 TV au localizat un important golf care aparține României. Golful Piersic. Cunoști golful. Golful Piersic. Cunoști golful. Golful Piersic. Două avioane F-18 care au decolat de pe un portavion din golful Piersic. Dacă mă scuturi, nu cade pe mine decât pureci. Se pare că golful Piersic se află undeva între ținutul lui Buză de Iepure. Eu, Buză de Iepure, mort. Și drumul oaselor sau... golful Piersic. Pe undeva printr-o emisferă din creierul Adrianei Murar. Da, pe mine mă doare în copt. Și conține importante resurse de petrol, țiței și semințe de floare. Cunoști golful. Golful Piersic. Aflând toate aceste lucruri, golful Piersic a avut de declarat doar atât. Vede... sunteți buni să creșteți ca morcovele în pomă. Ca morcovele în pomă. Vă prezentăm azi viziunea cercetătorului botanist Oana Zăvoran despre morcove. Ca morcovele în pomă. Diferențele esențiale între cele două tipuri de morcove din televiziuni sunt... morcovele bugetare sau morcovele de TVR, cunoscut și sub denumirea științifică de Morcovelus cobeus. Ești mică și frumoasă, vino cu mine acasă. Este un morcove mic, nedezvoltat, hrănit cu abonamente. Un morcove de la care nu mai aștepți nicio surpriză. Nu te ascunde de mine, totul o să fie bine și numai puțin de dragoste. Ca morcovele în pomă. Și morcovele latino. Gigantus morcopepe. Amore, ame mancava proprio del pepe, del pepe. Este un morcove care, ținut zilnic între buze, ia fraga buzelor i-a dat și apoi l-a luat și de bărbat. Și masa circular poate ajunge la dimensiuni impresionante. Țărâncuță, ca morcovele în pomă. Țărâncuță, cine e ca tine în sat? Între cele două tipuri de morcoveuri, cercetătoarea științifică Oana Zăvoranu vă recomandă întotdeauna Gigantus morcopepe. Păi țărâncuță cum e ea. Gigantus morcopepe. Morcovele potrivit pentru... fata potrivită. S-a deschis grădinița cu programa normal Ralu Filip. Nani, nani, noapte bună, la TV merge strună. Îngerașul stă de pază, e Ralu care vechează. Înscrieți acum copilul aici și poate învăța de mic cum să-și care picioare în gură ca în filme. Scaunul-i moale și de puf, pumnii zboară în văzduh. În pat e cald și e bine, Ralu vede de tine. Va pricepe fenomenul alăptării direct de la televizor. Își va îmbogăți zilnic vocabularul cu neologisme. Tot rahatul. Trei rahați. Muedici becani. Tot rahatul. Muedici becani. Nani, nani, noapte bună, Ralu-i aici ca să spună. Și, mai presus de toate, va face expediții speologice în cele mai ascunse peșteri. Nani, nani, copiliță, mai un sân, mai o șpăguță. Dormi liniștit. Educatoarea Ralu veghează pentru liniștea copilului tău. Nani, nani, puișor, Ralu doarme așa ușor. Ralu, ți-am pregătit un loc la noi în emisiune. Până data viitoare, NVVV și SMS și hai!